Racheta care a căzut în județul Vâlcea, printre localnici, era, de fapt, o rachetă antigrindină. Oamenii au crezut că au fost atacați de ruși. Racheta care a căzut ieri în județul Vâlcea, printre localnici, era, de fapt, o rachetă antigrindină. Inițial, oamenii au fost panicați și s-au gândit că au fost atacați de ruși. La fața locului s-au deplasat în cursul zilei de joi mai multe echipaje de intervenție. A fost panică ieri dimineață în Comuna Lungești din Vâlcea. Un localnic a dat alarma după ce a sunat la 112 și a anunțat că a văzut un obiect care părea să semene cu o rachetă, căzând pe un câmp din apropierea satului. La fața locului s-au deplasat în cursul zilei de joi mai multe echipaje de intervenție. Ieri dimineață, locuitorii din Lungești Vâlcea au trăit momente de panică. Au văzut o rachetă care s-a prăbușit aproape de casele lor și le-a fost frică să nu cumva să explodeze. În prima fază oamenii s-au gândit că au fost atacați de ruși. La data de 17 noiembrie, în jurul orei 10.05, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au fost sesizați, prin sistemul de urgență 112, de către un reprezentant al primăriei Lungești cu privire la faptul că în comună s-ar fi prăbușit o rachetă antigrindină. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru a verifica aspectele sesizate și au stabilit că racheta antigrindină a fost identificată într-o zonă agricolă. Fiind lansată de la punctul din Ștefănești, Vâlcea, al societății Săcă Intervenții Active în Atmosferă sa București, a precizat purtătoarea de cuvânt a Poliției Județene Vâlcea, Georgiana Țercu la fața locului, pe lângă polițiștii competenți teritorial și efective ale Iseu Vâlcea. S-au deplasat și reprezentanții ai societății care au preluat obiectul pentru stabilirea cu certitudine a problemelor tehnice apărute. În urma incidentului nu au existat victime și nu au fost înregistrate pagube materiale. Prin urmare, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională.